Salutare, vă prezint Dacia Sandero Stepway. Anul 2023. Motorul 1 litru, undeva la 100 de cai. Așa. Cauciucuri. 205. 205 60 pe 16. Ok. Cam așa se prezintă. Cam așa se prezintă și din față. Ok. Iar în spate. Cam așa vine din fabrică. Destul de frumoasă, din punctul meu de vedere. Voi ce părere aveți despre Dacia Sandero? Ok. În interior, scaune manuale, mic spațiu de depozitare, geamuri electrice. Așa, mai are ce, cred că un mic buzunar sau siguranțele. Așa. Cutie manuală. Și cam acesta ar fi volanul. Așa, pe volan se poate vedea pilotul automat. Partea stângă, iar în partea dreaptă meniul și telefonul. Așa, start stop. Ok, tableta. Navigator, în acest caz telefonul, dacă doriți să-l conectați la tabletă, și diferitele setări. Așa. Cutie în 6 trepte. Ok. În partea dreaptă un bord destul de încăpător. La uși la fel. Destul de încăpătoare. Așa. Clima, aerul condiționat și cam aceasta ar fi Dacia. Mai are ce, cred că un USB-ul pentru muzică sau știu mai ce. Așa, cheia, în acest caz tip tabletă. Ok. Pare destul de confortabilă. Ați putea lăsa în comentarii ce ați avut sau aveți Sandero. Cum se prezintă la drum lung și ce probleme ați întâmpinat cu ea. Destul de interesant și acest bord de mușama, cred că este. Așa. Și așa se prezintă din spate. Acest interior la Sandero. Ok. În spate destul de încăpător. Rămâne aproape o palmă. Așa. Voi ce părere aveți despre Sandero? Lăsați în comentarii. Și ne auzim la un alt videoclip.